Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre Noi. Astăzi vom vorbi despre anul 2019. De ce așa de repede ne-am gândit la anul următor? Pentru că anul 2019 va purta o amprentă cu o denumire frumoasă, cu niște activități extraordinare organizate și, dacă ne gândim la partea mai tristă, era necesar o instituire a anului 2019 de a fi numit în special sau dedicat în special familiei. Acest lucru s-a întâmplat și ne bucură foarte mult. Cine a instituit anul familiei și din ce cauză vom afla în emisiunea de astăzi și am invitat în platou următoarele persoane. Cristina Buga, consilieră prezidențială pentru relații cu diaspora. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Veronica Calancea, psihologă, doctoră în științe. Bună seara și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru că ați găsit timp să veniți la noi. Svetlana Arnăut, psihologă pentru copii. Bună seara și mulțumesc pentru că ați găsit și dumneavoastră timp să veniți să discutăm. De la început, pentru că am spus telespectatorilor despre faptul că 2019 va fi numit Anul Familiei, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că inițiativa aparține președintelui Republicii Moldova și în special ultimul retuș a fost făcut pe 14 noiembrie, atunci când într-o ședință cu șefii comisiilor Consiliului Societății Civile au fost făcute ultimele redactări, da, și retușuri față de cum va arăta acest an, da, cine va face parte, ce activități se vor organiza și cum vedem acest an în întregime, de în prima lună până în ultima lună. Dumneavoastră ați participat și vă rog frumos să ne spuneți de unde a venit această idee, pentru că până la urmă, dacă ne gândim mai aprofundat, era necesar mult mai înainte să batem alarma. Eu, fiind studentă, am avut un profesor, domnul Negru, asta fac așa un preambul, domnul Negru de la Universitatea Pedagogică, care spunea, atenție, 96, 97, 99, spunea, fiți atenți, peste 10 ani, că atunci s-a început plecarea moldovenilor, fiți atenți, o să avem o societate foarte, foarte distrusă, psihologic, fiți atenți, vom avea niște generații de copii duri și nu știu din ce cauză lucrurile s-au uitat, dar mă bucur că s-a adus aminte acum și trebuie să lucrăm foarte punctat și foarte atent la acest aspect, că altfel riscăm să vedem altfel, să facem niște schimbări radicale în această noțiune foarte importantă, familia. Vă rog frumos! Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, anul familiei a fost declarat prin decret al președintelui Republicii Moldova anul viitor, 2019. Inițiativa a fost vociferată de către domnul președinte în cadrul Congresului Mondial a Familiilor, care a avut loc pe 14 septembrie. În cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanți din circa 40 de țări a lumii. A fost un for de o amploare colosală și în cadrul acestui congres au fost abordate mai multe probleme ce țin de consolidarea familiei, de problemele sociale, demografice și economice care se confruntă familia modernă din Republica Moldova. S-au dezbătut problemele demografice din țara noastră, dar și s-a pus accent asupra faptului că e nevoie să implementăm sau să ameliorăm politicile care vizează ameliorarea bunăstării familiilor. Uh-huh. Pentru a garanta funcționalitatea lor, care familia este, de fapt, celula societății noastre. Până la urmă, este vorba de o conlucrare a tuturor membrilor comisiei sau totuși cineva a venit cu această idee? Sau ați fost... Deci, sincer, a fost ideea domnului președinte. Așa. În cadrul evenimentului pe care l-ați menționat dumneavoastră pe 14 noiembrie, dumnealui s-a întâlnit cu membrii Comisiei Societății Civile și le-a dat de lucru, le-a spus să elaboreze un plan de acțiuni pentru anul viitor, care de politici pentru a celebra acest an, anul familiei. Deci urmează două luni în care trebuie să elaborezi un plan de acțiuni. Un plan exact. De acțiuni în timp de două luni. Exact. Se va mai lucra, da? Se lucrează actualmente. Lucrează actualmente. Mă bucur foarte mult. Vreau acum să trecem, să vorbim despre noțiunea familiei cu doamnele care sunt aici, despre faptul care sunt valorile familiei, dacă ele au suferit careva schimbări sau nu, pentru că înțeleg că
fiind mai multe, fiecare luate în parte au ceva de da, un neajuns. În timp s-a schimbat lucrurile sau au influențat aspecte economice, psihologice și de migrație, de nu știu ce. Deci avem, găsisem eu undeva, valorile familiei, egalitatea, dragostea, respectul, împărțirea echilibrată a responsabilităților casnice, combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate. Asta am găsit eu. Dumneavoastră, cum vedeți, doamna Svetlana? E o schimbare în noțiunea de, și în valori sau nu, în timp? E o schimbare, desigur, pentru că de cele mai multe ori copiii privesc familia ca un tot întreg, ca un exemplu, da? Adică, exemplu, ceea ce cunoaștem noi, da? Că cei de vârstă mai mari de 40, da, să spunem, în jur de, atunci ei percep familia ca tata, mama, alături frați, surori, bunei, verișori. Acum copiii în ziua de astăzi o percep puțin altfel, pentru că ei văd un alt exemplu de la noi, da? Este doar un singur părinte sau însă și rămâne doar cu bunei. Deja undeva se denaturează noțiunea de familie și însă își suferă și rolurile, da? Rolurile distribuite într-o familie, da? Uh-huh. Însă și rolul de tată, rolul de mamă. Este gata societatea aceasta pentru aceste schimbări? Societatea, nu aș spune că este gata, cred, și nu știu dacă va fi vreodată gata, pentru că familia este un tot întreg constituit din, cum am spus, mamă, tată, copii, nu însă și doar unul, mai mulți, și bunei, rude, chiar și cele mai îndepărtate. Chiar dacă nu sunt dintr-o aceeași localitate, sunt într-o aceeași țară și se întâlnești la aceleași sărbători, Anul Nou, Crăciun, Paște, și de aici vin mult mai multe roluri și viziuni asupra familiei. Valorile familiei la fel au suferit schimbări. Pentru că, haideți să luăm așa, perioade diferite. Doar au fost după perioada războiului, da? Al doilea război mondial, la fel a fost denaturată noțiunea de familie, pentru că erau tații plecați și decedați pe front, mamele rămăseseră cu copiii. Aici tot a avut loc niște tangențe, da? Și niște, un impact negativ. Acum, după, au mai, parcă s-a coagulat și s-au făcut niște întăriri așa asupra unor valori sau în general noțiunea de familie era trecută ca fiind prioritară în state, da, noțiune președinți, nu știu ce. Acum, care sunt momentele care ar fi trebuit luate și notate că, și luate sub atenția statului? Cum ați spus înainte, tații plecau, atunci erau cu tot, pentru altceva plecau, da, erau alte valori. Acum sunt alte valori. Acum pleacă pentru ce? Pentru supraviețuire, pentru așa din spusele multor părinți plecați, da? Pentru a da un viitor copiilor. Atunci mergeau la război nu pentru a aduce banii aceștia, da, faima și... Dar în esență familia rămâne incompletă și educația copilului iarăși este, suferă schimbări. Chiar și așteptările sunt diferite, da? Atunci era un tip de stres acum, față de copii și față de mamă. Acum este cu tot o altă schimbare, adică așa alt tip de... Dumneavoastră lucrați cu copiii, da? Da. Ce trebuie să facă școala, după părerea dumneavoastră, ca să suporte mai ușor copilul depărtarea de părinți și de un element necesar în noțiunea familiei? Știu foarte bine ce sunt în licee, dar ce se face, știu că este o listă, directorul de, are o listă în care toți copiii plecați, părinții la care sunt, toți copiii la care părinții sunt plecați peste hotare, ori unul, ori ambii, li se acordă asistență psihologică. Dacă nu este dirigintele, el vine la psiholog, iarăși, dacă este psiholog în incinta dată. În care școli dumneavoastră vorbiți? Spuneți concret. Concret, liceul teoretic Petru Ștefănu, că el o veni.
din Ialoveni. Da. Se întâmplă așa e, ceva, da, întâlniri cu, da, copiii, da, și ei sunt susținuți psihologic. Da, mai întâi mă bucur, de toate, dar dumneavoastră considerați că în toată țara se întâmplă acest lucru? Ah, sigur că nu, pentru că dacă cunoaștem, deci, că nu sunt psihologi. Și bine, rezultatele școală, sunt pozitive, asta vreau să înțeleg. Da, pentru că, da. Deci o susținere, copilul trece mai ușor prin viață și prin multe probleme, da, și nu ajungem la situații critice și, da, Doamne ferește, de suicid, da, a copilului. Da, da, da. Revenim la această temă. Vreau să vorbesc și doamna Calancea. Spuneți, din viziunea dumneavoastră, aceste schimbări, da, care a suferit atât noțiunea de familie, cât și valorile pentru a crea o familie, la ce a dus și cum trebuie să corectăm? Deci mai întâi de toate a dus la neglijență. Deci o neglijență emoțională care a acționat asupra copilului. Deci când era mic, și momentul este că depinde iarăși de durata și de frecvența plecării părinților, unuia sau ambelor. Și mai depinde, cum spuneau și colegii, deci depinde cine îngrijește copilul și cât de mult afecțiune îi oferă. Fiindcă se poate întâmpla ca copilul să fie îngrijit de niște rude apropiate și să primească și mai multă afecțiune decât o primea de la părinții proprii, deci părinții naturali, biologici. Și este și invers. Deci copilul, dacă suferă din punct de vedere fizic, deci hai să spunem dintr-o violență fizică, deci el mai repede își revine decât de la o violență emoțională. Deci acest aspect este important. Deci numai decât. Deci fiindcă violența emoțională, deci are niște urmări mai grave asupra stărilor psihice. Și din cauza asta avem adolescenți, avem tineri care ajung la stări suicidare, ajung la stări de anxietate major, ajung la stări depresive, inclusiv la maladii de ordin psihic mai grave. Deci din cauza asta, fiindcă nu este legătura dintre copil cu persoana apropiată, deci este abuzul ăsta emoțional și se întâmplă uneori și în școală, chiar de către profesori, când copilul este abuzat emoțional, că uite, maica ta este pe psihotare, deci ea face bani, lasă-ți achite ore suplimentare. Și când mai este copilul ofensat de o persoană care are studii superioare, suferă și mai mult. Deci nu de ajuns ca acasă nu primește ceva. Deci și la școală este adăugător. Și dacă avem astfel de persoane, deci din mediul academic, care își pot permite ofensa asupra copiilor, vorbiți în cunoștință de cauză. Absolut. O istorie. Nu numai una, deci asta în fiecare săptămână sunt câte două, trei. Da, asta e tragedie. Asta e tragedie foarte mare. Didactic își permite, absolut, să spun așa ceva. Deci asta este tragedie destul de mare și noi batem alarma de an pe an, fiindcă la mine deja ajung mai matur. Deci dacă Svetlana îi cunoaște pe cei mici, deci la mine deja ajung în consultații care sunt mai maturi, de la 16 ani în sus. Exact ce spuneam, absolut, eu despre perioada aceea când, absolut, trebuia să batem alarma. Da. Ce se întâmplă cu acești copii de 16 ani? Ei sunt marcați pe viață de această lipsă de... Absolut, deci ei în primul rând nu își pot face un nucleu al familiei cum ar trebui să arate o familie normală. Deci ei nu pot avea. Deci noi riscăm asta, ca acești adolescenți să nu aibă să familie. Nu aibă familie. Absolut. Deci să fie doar singuri, fetele singure, băieții singuri, da, poate undeva o relație, deci pe o scurtă perioadă, deci fiindcă ei pierd și nu știu cum să păstreze o relație. Deci nu sunt empatici, deci pierd din comunicare, dar nu au de unde să învețe. Exact. Deci ca să poți să înveți ceva, trebuie să ai exemplu. Și atunci de unde? Și atunci statul trebuie să întreprindă așa acțiuni ca ei să fie cointeresați să formeze o familie. E de dorit ca statul să dea exemplu. Dar statul prin ce poate da exemplu? Doar pentru aceia ca ești mai maturi, care sunt profesori, care sunt educatori inclusiv în grădiniță, să poată să aibă un nivel inclusiv de cultură generală, de educație și de comunicare, care să poate să ofere copilului acela empatie și dragostea să sufletească și dorința de a avea familie și dorința ca copiii să vină în instituție, inclusiv grădiniță, școală, liceu, universitate. Dar așa copilul se pornește de acasă. Nu tot timpul ajunge la școală, de exemplu, mai ales clasele mari, da, clasele 10-12. De acasă, deci, acea... Nu, corect. Deci, de acasă nu are grijă. Cine porni, de la școală nu sunt motivați. Și atunci, dacă ieșim în jurul orilor 11-13 afară, deci noi vedem foarte mulți tineri care sunt pe străzi, care ar trebui să fie într-o instituție, ar trebui într-un fel monitorizați, deoarece asta este pierdut. Și dacă ei umblă dincolo încoace,
Deci de unde e responsabilitate? Deci ei nu văd din partea altora asupra lor, nici ei nu au. Deci ei nu sunt empatici, nu sunt responsabili, absolut. Nu au afecțiune, nu ei au. Că nu au primit-o și nici ei nu doresc deci, această... neglijența emoțională este pe primul plan și toate astea păi formează... Dacă analizăm, cresc niște mici monștri, mă scuzați, dar mi-e greu să spun niște lucruri. Deci cam așa, deci ar fi acea, hai să-i spun, am putea o numi ca o... neatenție ocazională, dar cu părere de rău e devine deja stabilă. Și pentru că să continuăm, vreau să vedeți și dumneavoastră și noi la fel, pentru că nu știu despre ce e vorba, acum văd și eu reportajul. Colega mea Irina Ciobor a întrebat chișinăuienii cum văd ei familia și ce schimbări a suferit noțiunea de familie. Familia are un rol important în societate, încă din cele mai vechi timpuri, deoarece ea modelează tinerii membri ai societății de mâine. O familie sănătoasă din punct de vedere psihologic are un rol decisiv, având puterea să schimbe societatea prin exemplu pozitiv. Să vedem ce cred chișinăuienii, cum s-au schimbat valorile familiei în timp. Consider că clar că s-au schimbat conform accelerării vieții. Acum e clar că sunt alte valori, alte perspective. Deci consider că este o mare valoare în faptul de a educa în copiii care sunt în școli, chiar din grădinițe, de a educa în ei familialitatea, deci să fie mai apropiați de rude, de cei apropiați, deoarece acum foarte mulți sunt plecați și peste hotare și e clar că valorile se mai reduc și aceasta este o mare problemă, nu numai pentru societatea noastră, dar pentru toți, cred că. Și e clar că cultivarea educația în familie are o mare importanță. Pot să vă spun că în familia mea încă toate valorile astea se păstrează, s-au păstrat întotdeauna și nu neapărat în familia mama, tata și fratele. Chiar între mătuși, unchi, verișori încă se păstrează, încă sărbătorim toate sărbătorile împreună, ceea ce asta mă fascinează și mă face să vreau din ce în ce mai mult să petrec timpul cu ei. Ценности семьи в наше время, на протяжении времени они не изменились. Семья – это также опора для каждого молодого человека, где мы можем в любое время найти пристанище себе. И мы с любой тревогой, с любой просьбой можем обращаться только к родным и близким. И идеальная семья – это та, где мы всегда можем найти поддержку, утешение, заботу и любовь. Ну и обязательно, чтобы семья была идеальной, каждый должен вносить свой вклад. То есть должна я любить, чтобы меня любили. Фамилии со скимбатулек дупо... progresul nostru și tehnic și mental, întâlnire cu celelalte popoare din Europa, ne mai vorbim de peste hotar. Dar păstrăm tradițiile și ele vechi, părintești, a buneilor noștri, fiindcă asta de noi suntem mai o leacă de vârstă înaintată și trebuie să ducem estafeta neamului nostru românesc mai departe, la copii, nepoți, strănepoți și tot așa mai departe. De ce ar trebui să avem o familie? În primul rând pentru fericire, pentru starea de bine de zi cu zi, pentru însăși de a primi și de a transmite fericirea altora. În primul rând este un mediu în care ne simțim liberi, avem cu cere un sfat, de asta ar trebui să fie un mediu în care ne simțim liberi și mereu să mă așteptați în familie. Nu este ca mestec de все хорошо. De tebe iubă, de pădirjă, de păimut. Anul 2019 este declarat anul familiei. Ce activități ar trebui introduse în școli, grădinițe, pentru a dezvolta în copii spiritul familial? Comunicarea dintre părinți și copii. Pentru că știm că foarte mulți părinți plecați psihotare, acum este orice posibilitate de a comunica cu ei. Cred că de aici începe tot. Comunicarea și înțelegerea reciprocă. Ar fi foarte bine să fie... cumva lecții de educare în familie, în cadrul lecțiilor, poate de psihologie, psihopedagogie și e clar că cel mai mare rol îl au părinții în acest sens și bunicii, dar dacă nu este această ocazie, clar că este rolul profesorului, chiar din grădinițe, să le educe și să le cultive rolul familiei, rolul relațiilor de prietenie și de ajutorare și de susținere în familie, ceea ce are foarte mare importanță.
Revenim în studio. Da, oamenii până la urmă cred în faptul că familia este cel mai esențial și cel mai important nucleu în societate și familia, viața în familie este prima școală a emoțiilor, prima școală a comunicării corecte între persoane și asta este important. Mă bucur că toți sunt pozitivi și optimiști, dar vorbim astăzi despre lucrurile care sunt triste și din ce cauză toate lucrurile acestea au generat ca să discutăm mai profund și să instituim anul familiei, anul 2019. Doamna Buga, spuneți, ultimele estimări arată că fiecare al cincilea copil din Republica Moldova are unul sau ambii părinți plecați la muncă peste hotare, ceea ce este o cifră alarmantă. Cu toate că majoritatea părinților mențin contacte regulate cu copiilor, asta am văzut și din interviu, din domnișoara ne-a spus că ea comunică, dar la unii dintre copii rămași acasă nu au îngrijire adecvată, sunt lipsiți de susținerea emoțională potrivită din partea părinților. Ce trebuie să facem sau cum ar trebui să menținem această afectivitate în familie? Da. Ce activități se prevăd a fi făcute? În urma videoului, dacă îmi permiteți să vorbesc despre video, am auzit câteva elemente de bază. Ce este de fapt familia? Mai puțin au vorbit despre numărul de membri care trebuie să conțină familia, dar despre valorile care sunt promovate. Deci îngrijire, asistență, ajutor între generații. Da? Deci au fost enunțate, spun așa, cuvintele cheie care definesc familia. Dumneavoastră ați precizat, este adevărat, migrația afectează foarte grav atât economia Republicii Moldova, dezvoltarea noastră pe viitor, dar și celula familiei de la care pornește tot. Ați spus-o și dumneavoastră că de aici se începe tot, chiar în cultura noastră există așa o expresie, dacă nu ai 7 ani de acasă, adică de aici se pornește, de aici se creează personalitatea, doamnele, poate o să poată spui mai multe despre aceasta. Deci, apropo, asta se schimbă acum, nu putem să mai spunem cei 7 ani de acasă, copiii noștri nu iau 7 ani de acasă, ei fiziologic iau, dar psihologic ei nu iau, asta e trist. Important este că noi toți suntem membri a unei familii, toți suntem un produs a unei familii și este important, de fapt, să transmitem ce mai frumos următoarelor generații. Dacă vorbim despre care ar fi politicile, sunt de acord cu dumneavoastră, acolo unde familia nu poate oferi acele îngrijirea de care au nevoie bătrânii lăsați în urmă sau copiii care din familie monoparentale sau care nu mai au părinții alături de ei, aici trebuie statul să se înlocuiască, să ia rolul familiei. Da? În sensul ăsta, mai multe acțiuni trebuie să întreprinse, în primul rând acțiuni în domeniul învățământului, în domeniul securității sociale și tot o serie de reforme care ar permite, de fapt, implicarea mai activă a persoanelor din domeniul securității sociale ca să ajute familia astea care... Deci, disciplina în școală și o activitate suplimentară a psihologului cred că este necesară, cu siguranță, cum a zis și doamna. Și, totodată, mai sunt necesare și alte acțiuni ce țin de viața extrașcolară a copilului. Da. Deci aici vorbim atât despre sport, activități intelectuale, etc. Da? Într-adevăr, multe din aceste infrastructuri necesare dezvoltării copiilor în ziua de azi lipsesc din Republica Moldova. Da, exact. Și asta o vedem la toate nivelele. Deci, sigur că nimic nu poate compensa lipsa părinților, dar poate fi făcut un minim necesar ca această lipsă să se simte de o manieră mai puțin acută. Ziceam, doamna Calancea, că este trist ceea ce dumneavoastră din practică simțiți și vedeți zilnic, dar totodată vreau să vă întreb cum trebuie să lucreze atât pedagogii cât și psihologii, dar și acei care rămași acasă, la ce trebuie să atragă atenție și cum trebuie ei informați corect ca să poată să facă față acestor situații despre care dumneavoastră vorbiți, declanșate de lipsa de afecțiune, de îngrijire, de toate astea? În primul rând, lucrul cel mai important este aceea ca cei care stau cu copiii, inclusiv și profesorii, inclusiv și rudele apropiate sau, mă rog, cui a lăsat în tutelă copilul, să cunoască măcar la un minimum, deci
ce înseamnă psihologia dezvoltării copilului pentru anumite perioade de vârste. Deoarece cândva, ce spuneați mai devreme, da? Când plecau părinții la război și rămâneau copiii acasă cu mama, cu bunica, deci erau altfel de copii, erau dezvoltați la un alt nivel. Deci nu putem să comparăm copilul de atunci, din anii 40, cu cel de acum. Deci acum sunt altfel, sunt mai dezvoltați, mai hiperdezvoltați. Și atunci între ei este și o luptă între generații. Deci nici cum nu se poate înțelege, nici la un nivel. Deci o bunică care are 70 de ani și un copil care are 6-12. Conform psihologiei dezvoltării, deci nici cum. Atunci era un mediu, acum este altul. Asta e una. Doi, deci fiecare dintre cei care sunt în legătură cu copiii, deci ar trebui să cunoască ce înseamnă cuvântul abandon și cum să treacă peste el, cum să-l treacă, cum să-l ajute pe copilul ăsta să nu se simtă abandonat. Deoarece nu sunt abandonați după acei copii care au fost cândva, da, duși la casele internat. Da. Deci, dar ăștia sunt cu părinți vii, dar la fel sunt abandonați. Deci noi avem o țară internat, cu jumătate dintre cam care copiii sunt abandonați. Asta este... Cam așa. Și cu părere de rău, deci copiii cresc în continuare, devin adolescenți, devin tineri, care ei la rândul lor, nefiind în grija părintească, necunoscând ce înseamnă acea grijă și empatie, deci ei la fel abandonează. Asta iarăși este un punct că nu se păstrează cele tinere familii. De ce? Când anul trecut s-a făcut o statistică, deci câți tineri s-au căsătorit și câți au divorțat. Da, deci da, avem 50%. Și atunci de unde? Dacă ei nu știu ce înseamnă a ține o familie unită, acea celulă, că așa s-a numit tot timpul, deci celula familie societății este, celulă, este familia. Da. Cum? Dacă ei nu știu ce înseamnă asta. Da, avem așa niște date statistice sau așa, numărul celor copii. Dacă mă ajutați, doamna Buga, avem aici niște. Deci, potrivit statisticilor celor mai recente, în anul trecut circa 20.000 de cupluri s-au căsătorit și 9.000 de familii s-au destrămat, adică aproape jumătate. Fiecare al doilea cuplu divorțează. Ce înseamnă pentru un copil divorțul în familie? Este o tragedie. Pentru că, în primul rând, pentru el a crescut, depinde iarăși de vârstă, dar și de ceea ce se întâmplă în familie, pentru că sunt familii în care sunt diferite abuzuri, da, și inclusiv fizice, psihologice, și atunci deja copilul, dacă este, se discută cu el și știe anumite valori și anumite, și știe de ce se divorțează, deja altfel trece copilul peste. Dar în momentul în care din incompatibilitate și din certuri de acestea mai minuscule, care le vedem noi dintr-o parte, da, copilul nepregătit, el intră și în stres și o anxietate, da. Și în urma aceasta, desigur, și la școală are, dacă este școlar, are și acele absențe, și acele, adică un disconfort emoțional total. Afectivitatea aceea nu este... De ce am ajuns ca să avem jumătate de divorțuri? Ține de ce aspecte? Economice? Iarăși, poate nu e de ajuns asimilat până la urmă noțiunea de familie. Nu înțeleg pentru ce este creată celula familiei, poate tinerii. Sau este goana după ce... De ce ei divorțează? Goana după... poate ține iarăși din copilărie. Nu primesc afectivitatea aceea necesară. De ce divorțul, doamna Calanci? Deci, cred că divorțul este din cauza că copiii ăștia pe parcursul vieții au văzut doar goana părinților după niște lucruri materiale și nu spirituale. Deci, aici este o problemă a întregii societăți. Poate noi suntem victime ale sistemelor politice care s-au și am ajuns să alergăm după economic, poate după material. Păi fiecare țară are sisteme diferite. Dacă ne uităm, deci în toată lumea există divorțuri. Momentul este cât de tare doare. Deci pe fiecare persoană în parte. Fiindcă dacă acel copil, acel tânăr, deci a fost izolat, a fost în niște stări de insecuritate, a mai suferit unele abuzuri, deci a fost în grija altor persoane, deci poate a fost inclusiv victimă sau participant la o oarecare, nu știu, crimă, să spunem mai ușoară, sau inclusiv a avut niște comportamente deviante și atunci este izolat.
Deci el la sigur în continuare ceea ce am spus, deci nu va avea o familie sigură, el nu o să poată să ofere siguranță în familia proprie, fiindcă el n-a avut-o. Și la sigur o să meargă în continuare pe agresivitate, pe aceea anxietate, deci o să meargă, nivelul lui de stres o să fie major și dacă este un nivel major de stres, atunci la sigur se duce la, deci, la necesitatea de izolare și el nu poate să mențină celula. Deci nu poate. Și atunci când se întâlnesc două persoane suferinde, ce se primește? Deci nimic. Da, vreți să adăugați ceva? Da. Aș puncta aici foarte important. De cele mai multe ori copiii sau părinții pleacă și lasă adolescenții cu frații lor mult mai mici. Da? Uh-huh. În respuns, ca având grijă de ei, crescându-i, da, părinții trimit banii, asta... Ei se maturizează înainte de termen. Se maturizează și totodată când ajung ei de a avea copii, ei fug de aceasta. Adică, mai vine probabil... un element, de ce noi nu avem acum copii? Frica, unu, financiar nu-i poate permite să-și întrețină copilul și doi, el deja având în spatele său copilărie s-a scurtat, asta? El a avut o grijă enorme și rolul de mamă și tată într-un singur copil, îi frică să facă copii. Și de aici vin undeva și divorțurile, da? Unul vrea și celălalt undeva, nu că nu vrea, da? Doamna Calancea mult mai mult ar putea vorbi despre acest fenomen. Însăși maturul, femeia aici foarte mult influențează pentru că a avut în spatele ei de poate a crește trebuie, un alt copil. Aici iarăși niște școli de pregătire a tinerilor pentru familie, eu cred că e necesar să institui. Deci eu din propria experiență cunosc că în alte țări există obișnuiesc. Eu îmi cer scuze, vă întrerup, îmi spune regia că pe linie este invitatul nostru care am rugat să participe la discuția noastră, vă țineți gândul să continuăm. Am telefonat pe Sergiu Afanasiu, director, fondator a unei grădinițe private care are acum prin preajma sa foarte multă lume tânără, părinți care au unu, doi copii sau mai mulți. Vreau să ne împărtășiți dumneavoastră impresiile ce înseamnă pentru generațiile acestea tinere noțiune de familie, de cuplu, de câți membri în familie trebuie să fie și ce intenții au tinerii să nască mai mulți copii și au schimbat ei părerea față de valorile familiei sau nu. Bună seara, domnul Afanasiu. Bună seara tuturor invitaților dumneavoastră, precum și spectatorilor. Deci ce vreau să vă spun, valorile familiei tradiționale rămân neschimbate de-a lungul anilor. Așa cum este încrederea, iubirea, toleranța și multe alte valori, pentru că fiecare familie de fapt se construiește pe propriilor valori. Și atunci când vorbiți despre faptul că este nevoie de școală, de a ne învăța să fim buni familiști sau părinți buni, deci vreau să vă spun că cea mai frumoasă academie este Academia Familiei, acolo unde noi, în calitatea noastră de copii, cândva am fost martorii unor discuții frumoase, respectarea unor tradiții, obiceiuri în familie. Deci părinții sunt primele și cele mai fidele modele în educația copiilor. Iată, eu împărtăș bucurie că am în preajmă familii deosebite, familii frumoase, care într-adevăr avem chiar și familii cu patru copii, deci e un act de mare curaj în ziua de astăzi. Da, e adevărat. Noi toți ne plângem pentru cât e de greu, cât de mult timp avem nevoie pentru a acorda copiilor și așa mai departe. Dar iubirea aceasta față de copii, ea este una necondiționată. Nu putem condiționa pentru că avem sau nu avem bani. Părinții noștri nu ne-au crescut pe noi din anumite interese materiale sau sociale. Deci ei ne-au crescut și ne-au dat viață din dragoste. Prin urmare, noi ceea ce oferim, iarăși la rândul nostru dragoste,
Și domnul Afanasiu, spuneți-mi, da, dumneavoastră acum spuneți varianta clasică a familiei și niște lucruri frumoase care într-adevăr lasă după aceea și urmări frumoase, tradițiile transmise, dar cine să transmită această dragoste, aceste afecțiuni, aceste tradiții dacă în casă sunt trei copii mici și un frate mare de 18-19 ani care singur își crește trei frați mai mici? Deci eu aici am și eu părerea mea care este una critică în raport cu părinții care cred că plecând pentru bani sau doar cu bani poți asigura fericirea și viitorul unui copil. Pornind de la propria experiență, că am avut o copilărie cu foarte multe lipsuri, vreau să spun că până la urmă am crescut un copil fericit pentru că am avut-o pe mama în preajma mea. Uh-huh. Deci responsabilitatea celor care pleacă este dublă, da? Pentru că ei își asumă riscul de a avea în viitor copii neformați complet. Deci, paradoxal, dar cu propria lor muncă, cu proprii lor bani, cu propriile lor lipsuri de a fi în preajma familiei, ei își înstrăinează pentru totdeauna copiii, pentru că vrând să înlocuiască absența lor cu cadouri, să înlocuiască cu bani, cu favoruri materiale, de fapt ne înstrăinează. Noi nu suntem departe să fim martori când azilurile de bătrâni vor fi la o cerere mai mare decât sunt astăzi școlile private. Da, aveți dreptate. Pentru că avem nevoie de empatie în familie, iarăși o valoare la care nu prea, multă lume nu acordă atenție. Dar noi trebuie să pornim și de la relațiile acestea emoționale, frumoase. Ați întâlnit la dumneavoastră situații când vin copii și nu au părinții sau vin din familii incomplete, sunt crescuți de bunei? Da, avem, nu știu dacă v-am povestit vreodată când am mai discutat cu dumneavoastră, dar avem cazuri când grijă de educația copiilor au bunei pentru că fie că părinții nu sunt în viață, fie că sunt plecați. Ce deci se întâmplă? Cazuri... Le oferiți mai mult afecțiune sau grijă dumneavoastră? Ce se întâmplă în așa situație? Trebuie să fie o influență din afară sau nu asupra acestor copii? Deci, oricât de bune am vrea să fim noi, noi nu putem niciodată înlocui părinții. Și asta le lămuresc de zi cu zi tuturor. Noi nu vă putem înlocui, noi vă putem ajuta, noi putem fi alături, noi putem crea un mediu prietenos, favorabil și din punct de vedere fizic, dar și psihologic. Și noi facem asta pentru că ne pricepem la lucrul ăsta, dar noi nu putem înlocui părinții. Și totodată vreau să vă spun că în ziua de astăzi, în goana noastră, cotidiană, deci nouă ne rămâne tot mai puțin timp să comunicăm cu copiii noștri și copiii, ei rămân la fel de copii așa cum am fost și noi și eram curioși și când nu acceptam condiția de a ne ascunde după sobă atunci când vine cineva, dar am vrea să fim în centru atenției, să întrebăm, să ne răspundă. Domnul Afanasiu, în aceste situații create deja și de timp și de aspectele economice ale statului nostru, poate trebuie mai scoase la iveală familiile model, familiile care își pun accentele corect în viață. Este adevărat. Și aici, în primul rând, rolul revine inclusiv mass media, unde ar trebui să scoată în evidență. Pentru că avem în societate și spre mare bucurie, pentru că de la asta am pornit discuția noastră, spunându-vă sau împărtășind bucuria că avem în preajmă totuși familii deosebite, familii frumoase și frumoase nu doar în sensul de număr mare de copii, dar și în sensul în care chiar dacă are un copil, sunt familii când vine și mama și tata sau vin buniei și la matineu în general țelele devin încăpătoare pentru că vrea să vină toți cei de acasă în preajma puiilor lor. Vă înțeleg foarte bine că atâtea emoții în timpul matineilor sunt copleșită și eu uneori când privesc aceste matinei. Vreau încă o întrebare să vă adresez. Cum vedeți contribuția statului pentru ameliorarea sau îmbunătățirea situației la aspectul schimbarea noțiunii de familie sau îmbunătățirea sau dezvoltarea în continuare a valorilor corecte față de familie? Deci eu mă conduc după un principiu. Știu că familia sau valorile familiei nu ni le poate inspira statul sau nu ni le poate dicta statul. În schimb,
statul poate, prin grijă, prin documentele, prin legile pe care le elaborează, prin programele pe care le susține, poate să ofere sprijin, ajutor și îndrumare în momentul în care societatea la ziua de astăzi se confruntă cu anumite probleme de ordin financiar, organizatoric și așa mai departe. Dar în primul și în primul rând, clasa politică, oamenii din la cârma țării, trebuie să ofere exemplu prin propriul său, prin propriile sale familii, prin propriile lor exemplu. Noi avem așa exemple la politicieni care sunt familii model, dumneavoastră, după da, părerea. Eu deși nu împărtășesc viziunea politică a președintelui Dodon, dar vreau să vă spun că admir această familie. Eu admir din considerentul, din grija pe care o au față de copiilor, de relația care o au ei între soți, ceea ce se vede, dar copiii, să știți că sunt oglinda familiei și eu dacă văd copilul fericit și îl văd fericit și în brațele mamei și tatălui și alături de frați, deci eu am toată încrederea că în această familie este bazată pe valori indiscutabile, inconfundabile, deci cum ar fi dragostea, respectul. Vă și nu, nu da. Altceva decât unicitate. Deci ei sunt unici, fiecare în parte, așa cum este președinte, așa cum este doamna Galina. Deci sunt unici în felul lor și iată faptul că se acceptă, se respectă și își zâmbesc unul altuia, oferă căldura asta în familie care... Noi, de exemplu, vă spun sincer și repet, nu sunt simpatizantul... Da, nu, vorbim despre o familie model care ne transmit și unii politicieni. Dar v-am dat un exemplu pe care îl văd și care îl apreciez și care îl spun mai multor oameni. Mulțumesc foarte mult, domnul Afanasiu, pentru intervenție și vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Da, doamna Buga, mai erau niște statistici la care neapărat vreau să acum să vorbim, despre care să vorbim. Este vârsta femeii de la prima căsătorie, care pe timpuri era 20-24 de ani, acum s-a întârziat și este până la 26-28 tocmai. Și doamnele psiholog să vorbească. Aici, acest aspect, cum putem să, iarăși, unde trebuie să săpăm mai adânc ca să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru? Da, dacă îmi permiteți, doar voi adăuga un pic o mică idee la doamna Afanasiu, da? Într-adevăr, statul nu poate educa familiile și nu poate genera acele valori care sunt specifice familiilor, care le-am văzut la ecran mai devreme. Însă statul poate ajuta la păstrarea integrității familiilor și la funcționalitatea lor. Am vorbit mai devreme despre imigrație, am vorbit despre problemele economice care se confruntă, etc. familiei. Deci aici statul se poate implica anume pentru a garanta ca celula familiei să rămâie intactă și ca ei, de fapt, pe urmă, să promoveze acele valori. Dacă revenim la căsătorii, da, deci amânarea căsătoriilor este un fenomen care se confruntă societatea contemporană din Republica Moldova, dar și din alte țări. Deci este un fenomen global, da? Spun așa, da. Dacă ne afectează pe noi ca fiind o țară mică și care ne avem nevoie de natalitate. Ne afectează foarte mult. În primul rând, amânarea căsătoriilor, de asta ați spus statistica, înainte era în jurul la căsătoriile mediu se făceau între 20 și 24 de ani. Astăzi, pentru femeie, mediu femeile se căsătoresc la 26 de ani și bărbații la 28. Este clar că amânarea căsătoriilor duce și la o amânare a nașterilor copiilor. Dacă primul copil este născut la 28 de ani, e clar că următorul copil, posibil că vârsta va fi... Deci familiile devin tot mai puțin copii să nască în cadrul acestor familii care, de fapt, aleg să facă, să creeze cupluri mai târziu. Care ar fi cauzele? Cred că aici... Arnaud și doamna Calancea o să-mi spună. Dumneavoastră, cum considerați? Ce se întâmplă în creierul tinerilor că s-a întârziat așa și se... Deci, în primul rând, unul dintre puncte este procrastinarea. Adică oricare lucru este lăsat pe mai târziu. Și mai apoi, inclusiv fetele, cât și băieții, se axează pe carieră și mai apoi familia, iarăși.
mai apoi anumite lucruri, mai apoi familie, mai apoi copii. Dacă cândva, dacă luăm după psihologie dezvoltării, deci în creierul femeii, fetei, la vârsta de 24-25 de ani, era că deja trebuia să fie atașată cu cineva, adică trebuia să fie într-un cuplu, deci să-și formeze familia proprie deja, să apară primul copil, acum iarăși asta este procrastinată, adică iarăși este dat și mai departe. Și nu este formată pe parcurs atașamentul față de părinții proprii și de ce nu apare nici așa atașamentul față de un partener. Și asta este un punct care deja la tineri ăștia adulți, că ei devin adulți mai rapid, dar sunt doar adulți fizic, dar nu emoțional. În Europa, întârzierea căsătoriei face un alt efect. Căsătoriile sunt mai trainice, căsătoriile sunt mai de durată și la noi, din păcate, s-a adaptat societății și are alt efect această căsătorie întârziată. Da? Se nasc mai puțin copii și divorțează în jumătate. Așa este, da. Deci fiindcă... Da, doamna Arnăuț... Da, eu undeva aș spune că de cele mai multe ori se ia exemplul de peste hotare, da? Și totodată dacă și părinții undeva influențau, uite, ai o vârstă oarecare, da? Crescând împreună cu tata, mama la un loc, da? Într-o casă, era altceva. Și atașamentul acesta exista, cum a spus doamna Calancea, și deja ea dorea și ea undeva exemplul tata, mama. Ca un cuplu vroia și ea cuplul acesta. Acum, distanța aceasta, nu este, spunem, atașamentul acesta față de tată, față de mamă și totodată ea, distanța o face ca și ea să vrea distanță de la acela partener, da? Și chiar dacă ei se întâlnesc, chiar dacă au o relație, nu decid atât de repede să se căsătorească, pentru că ea are confortul acasă, are bani, iarăși se recurge la acea studii mai întâi, ca apoi căsătorii și apoi copii, adică pas cu pas le fac pe toate, dar nu mai multe odată, da? Desigur, această temă este atât de vastă că putem vorbi la mai multe emisiuni, dar este important că am început să discutăm, este important că anul 2019 va fi dedicat completamente dezvoltării acestei idei și a venirea în ajutor în societății pentru ca să înțelegem unde greșim și unde trebuie să corectăm ca să putem să nu scăpăm de sub control această celulă importantă societății, locul de unde începe și învață tot un om, o persoană și domnul Afanasiu, vreau aici să subliniez și faptul pentru că a zis că în curând vom avea mai multe case de aziluri decât de ce? Pentru că se pierde și legătura și respectul între generații în familiile incomplete și dacă suferă celula familiei. Deci avem de lucru foarte mult. Mă bucur că s-a pornit cu dreptul și vă doresc succes și vom monitoriza aceste două luni ce veți face și ce activități urmează să se întâmple în 2019. Pe parcursul anului, cu siguranță, vom avea și dumneavoastră în calitate de invitat și vom dezbate pe părți aceste atât și probleme, cât și lucruri frumoase care se întâmplă, pentru că Moldova, o familie tradițională, o familie frumoasă, este promotoarea celor mai frumoase lucruri din care ne duce faima peste hotare și asta trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc succese și să avem sărbători frumoase, că nu vă văd până la Revelion. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, eu la rândul meu vă aștept în fiecare zi de marți la ora 19 să discutăm noi despre noi.